expoziție eveniment, ați venit într-un număr atât de mare. Expoziția Apollo și Argintul României este probabil cea mai mare expoziție organizată în România în ultimele decenii și probabil vor mai trece câteva decenii până când cineva va pune pe roate o nouă expoziție de asemenea anvergură. Practic, din perioada ideologică până în perioada activității inclusiv, putem vedea ceea ce au creat înaintașii noștri. Aș vrea să mai subliniez aici faptul că Bârlatul este orașul cel mai mic dintre toate orașele în care am folosit expoziția și este singurul oraș care nu este reședință de județ. Și cred că acest lucru spune extrem de mult legat de locul și rolul acestei instituții în peisajul nu geografic românesc. Sunt 100 de ani de existență, acum sunt 103 ani de când această instituție există și în acest interval de timp, specialiștii de aici au avut contribuția considerabilă la dezvoltarea patrimoniului național și în același timp și la dezvoltarea cunoașterii instituției. Expoziția ne permite să vă prezentăm o mulțime de tezaure și aș încerca să fac o scurtă enumerare. Este vorba de tezaurul de la Pietroasa, cloșca cu pui de aur. Un tezaur cu o poveste interesantă, descoperit în anul 1837, pentru o lungă perioadă de timp a fost considerat cea mai importantă descoperire de obiecte din aur din perioada antichității. Sigur, între timp s-au mai descoperit și alte tezaure valoroase. Cu toate acestea, tezaurul de la Pietroasa continuă să fie una dintre marile frumuseți și valoroase tezaure existente pe teritoriul României. Se pare că acest tezaur a rămas aici la noi, undeva pe din anul 381 era noastră, odată cu retragerea boților, mai exact a fizicoților, la sudul Dunării. Se spune că Atalalic este acela care a pus pentru a răspunde tezaurul undeva în zona Pietroasele. La 2 ani după trecerea la sudul Dunării, Atalalic a fost asasinat și așa se face că nu a mai fost nimeni unde se află tezaurul. Iar în 1837, doi săteni, doi pietrați, au săpat și au descoperit acest minunat tezaur, format din 24 de piese inițiale, s-au mai păstrat doar 12. De asemenea, un alt tezaur foarte interesant, la fel de valoros, sunt brățările dacice. În 1999-2001 au fost descoperite, se pare, 24 de brățări. Cred că în marea lor parte au fost multe în străinătate și au fost recuperate 13 dintre ele și în tărind cam 12 kg de aur. Apoi un tezaur care este legat de acest spațiu este cel de la Bilești Averești. Probabil că ați sesizat că pe invitații și pe afișe apare o piesă. Aceea este diadema de la Bilești Averești, care are o heraldică deosebită, tipic civilizației getice, practic este o însumare de trandafiri. O asemenea diadema a fost descoperită în sudul Dunării, tot în mediul dacic. Ar mai fi aici de menționat tezaurul de la Cucuteni și el o interesantă poveste. Tezaurul de la Apachida, care este ceva mai târziu, secol V, este un tezaur cepinic. O să rămâneți impresionați de frumusețea acestuia. Și sigur, enumerarea mai putea continua, probabil domnul director o să vă spună mai multe despre aceste tezauri. Expoziția veți avea posibilitatea să o vizitați, începând de astăzi, până pe data de 23 aprilie. Deci va sta la durat aproximativ o lună și jumătate. Poate astăzi lucrurile se vor derula cu mai mare viteză, dar puteți reveni în zilele următoare, sunt dignă să stați și să,
să vă bucurați de tot ceea ce înseamnă aceste minunate piese realizate de către Arsenica. Interesant este faptul că sălbocii noștri ne-au lăsat destul de puține lucruri în ceea ce privește arhitectura. Mă refer aici la construcții. Poate cetățile din zona munților orășiei. În schimb, prin intermediul acestor tezaure, prin intermediul acestor realizări ale lor, putem să ne dăm seama cât de pricepuți au fost acești strămoși ai noștri. Este o mare bucurie și o onoare să fim oaspeți la Bârlad. E un loc unde Muzeul Național de Istorie a mai fost prezent în urmă cu câțiva ani, dacă unii dintre dumneavoastră și mai aduc aminte, în 2013, cu câteva zile înainte de comemorarea bătăliei de la Podul Înalt, am prezentat aici o expoziție despre schimbarea liturgicii ca Ștefan cel Mare. Muzeul Național de Istorie a României are o linie politică extrem de clară. Aceasta pune în centru ei aducerea patrimoniului cultural al țării cât mai aproape de cetățenii acestei țări, pentru că este normal, este drept ca toți cetățenii să se bucure de privilegiul de a avea cât mai aproape de casă, dacă nu la ei acasă, din când în când, opere importante lăsate în moștenire de cei care s-au perindat de-a lungul istoriei în acest spațiu geografic. Este drept să fie așa, pentru că sunteți și dumneavoastră, ca și locuitorii din București, plătitori de taxe și impozite. Și Muzeul Național de Istorie trăiește și din banii pe care, inclusiv, cei care sunt de față, îi plătesc ca impozit. De aceea, Muzeul Național, în ultimii 5 ani, și-a axat un demers de a aduce patrimoniul foarte important la cei din țară. Ne-am întors în fața spre țară. Am schimbat paradigma. Dacă până în urmă cu 5 ani cele mai importante expoziții se făceau cu obiecte împrumutate de la muzee din provincie pentru a fi puse în străinătate, ne-am gândit că a venit vremea să facem expoziții care să circule pe întregul teritoriu al țării. Sigur, nu este ușor. Nu este ușor pentru că nicio instituție din țară nu este atât de bogată. Nici în resurse umane, nici în patrimoniu, nici în resurse financiare. De aceea, al doilea pilon al politicii Muzeului Național este acela de a conlucra cu colegii din țară. Sigur, și pentru cei care au experiența negocierilor, știu că nu este ușor să colaborezi. Trebuie să înfrunți multe adversități, de la orgolii nemăsurate până la, pur și simplu, neînțelegeri. Fie că nu există viziune, fie că, dintr-un motiv sau altul, se consideră că a colabora nu este lucrul necesar. În realitate este foarte necesar, pentru că pe această cale, împreună, avem mai multe șanse, depunem resursele la un loc, putem face lucruri realmente memorabile și, în același timp, învățăm. Da, este foarte important să învățăm, pentru că în ultimii 27 de ani, toate sistemele din această țară au avut tendința să se destrame și instituțiile au fost lăsate de capul lor. Este momentul să reînvățăm, să colaborăm și să facem proiecte mari. Unul din marile proiecte lansate de Muzeul Național este această expoziție Aurul și Argint Antică a României. Ea a pornit de la o expoziție mai mică, realizată în 2010 la Roma, în Forul lui Traian, se chema Aurul Antic al României înainte de Traian. Și apoi, după ani de negocieri, am reușit să adunăm 32 de instituții muzeale,
inclusiv Muzeul Vasile Pârman din Vârlat, sub aceeași corabie, ca să zic, și să lansăm un proiect care a călătorit, mai întâi a fost expus la București în 2013 și apoi a călătorit prin țară, la Timișoara, Oradea, Satu Mare, Sibiu, Cluj, Alba Iulia, Târgu Mureș, Sfântul Gheorghe, Buzău, Craiova, Constanța, Iași, Piatra Neamț, Suceava și, în sfârșit, a ajuns și la Muzeul din Bădare. Acest proiect a fost sprijinit de toți miniștrii culturii, care au fost nu puțin la număr, din 2013 până în prezent. Sigur, unii cu mai mult dăruire, alții nu s-au putut opune pentru că proiectul era mult prea important. Cert este că am înfruntat toate obstacolele și tehnice și financiare și de altă natură și această expoziție specială a călătorit prin țară. Este o expoziție care, în care Muzeul Național nu a fost doar dirijor, ci a și contribuit la finanțarea celor mai mari părți din cheltuieli. Cheltuieli legate de asigurări și de transport, care sunt foarte importante și care la ora actuală, din păcate, nu au putea să fie suportate de niciun muzeu din țară. Dar considerăm că efortul a meritat. Acest efort pune la dispoziția publicului din provincie marile comori ale României. România a fost o țară a aurului, a fost zona în care încă de acum 6500 de ani au început să fie produse pentru prima oară în Europa produse de aur și timp de mai multe milenii toate marile civilizații au lăsat nenumărate capodopere în metale prețioase. Aurul fiind nu numai o materie valoroasă, dar și o materie simbolică, dedicată țărilor, folosită ca simbol al puterii lumești și spirituale. Veți vedea din expoziție lucruri pe care până acum le-ați văzut probabil numai în manualele de școală sau în cărțile de istorie. Este o șansă pentru care Muzeul Național de Istorie este fericit că are posibilitatea să aducă în fața publicului din Vârlat și din județul Vaslui și pentru cei care trec pe aici asemenea lucruri și această șansă este datorată și muncii nu numai de înaltă calitate, dar și de o extremă precizie a colegilor mei și aici este cazul să mulțumesc în primul rând doamnei doctor Rodica Manță-Marbitu, care este comisarul general al expoziției, dar să mulțumesc și colegilor de la Muzeul Vasile Pârman din Vârlat pentru colaborare și, sigur, mulțumirile mele se îndreaptă asupra tuturor celor care au participat la organizarea expoziției, inclusiv autoritățile locale, către Consiliul Județean, către Primărie, către alte instituții, cum este Jandarmeria, Poliția Locală, SRI-ul, care și-au adus aportul la succesul expoziției. Sperăm că, vizitând expoziția, veți fi nu numai mai bogați, dar și mai conștienți în calitate de cetățeni. Patrimoniul este un lucru care ar trebui să ne unească pe toți și, în același timp, patrimoniul ne arată cât este el de fragil și cât de obligați suntem să-l protejăm, să-l dezvoltăm, să-l îmbogățim și să-l transmitem mai departe. Sper că toate acestea nu vor fi ultimul experiment pe care Muzeul Național de Istorie îl va face. Noi am pregătit și alte expoziții importante, unele dintre ele au fost prezentate în străinătate, în China, Comorile României, de exemplu, și expoziția aceea probabil că într-o bună zi va călători și ea prin țară. După cum anul trecut am deschis o altă expoziție importantă, România și civilizații suprapuse, care cu siguranță va începe, dacă nu anul acesta, anul viitor, o călătorie de-a lungul țării și în străinătate. Mulțumindu-vă
încă o dată pentru faptul că într-o zi de duminică v-ați făcut timp să veniți la deschiderea acestei expoziții. Doresc să mulțumesc domnului director al Muzeului Vasile Vrban, ca și tuturor autorităților care ne-au onorat cu prezența și să vă urez o zi în care vă veți îmbogăți cultura și veți înțelege cât de important este patrimoniul pentru noi toți. Domnilor directori, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule deputat Solomon, domnule prefect, domnule primar, dragi bucurădeni, cu siguranță la început de primăvară, într-o zi frumoasă de primăvară, Bărladul și Vasuliu, dar în special Bărladul și-a pus haine de sărbătoare și prin organizarea acestei expoziții care arată încă o dată cât de frumoasă și cât de bogată este România. Și inclusiv în portofoliul meu, în organizarea președinției României în semestrul al anului 2019, mi-aș dori foarte mult să arătăm tuturor, să arătăm Europei și nu numai, câtă bogăție este în România, în această țară atât de frumos numită, denumită Grădina Maicii Domnului. Și eu cred că cu toții, în fiecare zi și prezența dumneavoastră arată încă o dată, nu numai respectul pentru această bogăție, dar și dorința de a o transmite mai departe. Eu nu o să vă rețin foarte mult, pentru că e important să și vedem aceste elemente de patrimoniu absolut superbe, dar eu vreau să vă mulțumesc că dăm curs unei vechi poveste, și anume, pe lângă a citi, adevărata cultură ți-o faci văzând. Și eu vă invit pe toți și vă mulțumesc tuturor, individual și colectiv, că vă rupeți din timpul dumneavoastră să veniți să le arătați celor mici, dar să și redescoperim împreună această adevărată bogăție a României și să arătăm tuturor cât de bogată este țara asta, nu numai prin oameni, oameni frumoși, cum sunt și Bărlad și pe toată Valea Cotropei și tot Vasluiu, dar oameni frumoși și destoiți cum sunt în România și aceste bogății și aceste lucruri minunate pe care strămoșii noștri le-au făcut, trebuie să reamintite și altora. Pentru că România are un cuvânt de spus și poate să aibă un cuvânt de spus de fiecare dată, atâta timp cât noi înțelegem să ținem unii de alții și atunci când este vorba de interesul național cu toții, să contribuim acolo unde suntem, astfel încât această țară să fie pusă în valoare, inclusiv prin a arăta lucrurile bune și frumoase pe care noi le-am moștenit, pentru că știți cum mai este o vorbă. E important să te uiți în trecut, ca să înveți din trecut, pentru a-ți clădi prezentul și viitorul. Și atâta timp cât noi știm să ne uităm cu respect la lucrurile bune și esențiale care s-au făcut în trecutul României, cu siguranță putem să ne construim și prezentul, dar mai ales viitorul, așa cum merităm noi cu toții. Eu vă mulțumesc încă o dată, vă felicit pentru acest eveniment. Încă o dată, muzeul arată determinarea de a contribui la această păticică de istorie culturală. Este îmbucurător și, totodată, nu cred că pot să exprim în cuvinte, cât contează într-un oraș cochet, micuț, astăzi suntem cei mai mici din rândul celorlalte orașe, suntem mici așa, suntem cocheți, dar uitați că suntem acolo și asta, în primul rând, datorită dumneavoastră a Bărlădenilor, care ați știut din totdeauna să păstrați această sămânță a culturii și în acest oraș atât de frumos. Încă o dată vă mulțumesc și vă invit pe toți să vizitați și să țineți aproape și de muzeu și de conducerea muzeului și mulțumim speciale tuturor celor care administrativ au grijă ca un asemenea eveniment frumos și astăzi, dar și în perioada următoare să desfășoare așa cum trebuie să desfășoare, lăsând pe fiecare dintre noi să putem să admirăm aceste frumusețe ale României. Cu siguranță vom avea nevoie și în viitor de sprijinul tuturor acelor care au făcut posibilă această manifestare. Și aș vrea să mulțumesc și eu, acum și domnul director,
Consiliul Județean, domnului președinte, care în momentul în care l-am informat că am putea aduce această expoziție la Bădrad, imediat a spus sigur. Facem tot ceea ce e posibil ca acest eveniment să ajungă să se desfășoare la Bădrad, să ne bucurăm cu toții de aceste comori minunate. De asemenea, doresc să mulțumesc primăriei Bădrad, care s-a implicat în tot ceea ce a însemnat pregătirea acestui eveniment. Au fost alături de noi și comandantul poliției Bădrad, cu colaboratorii domniei sale, poliția Vaslui, jandarmeria Vaslui și Bădrad, serviciul de securitate, și sper să nu fi uitat pe nimeni, toți ne-am întâlnit de mai multe ori aici, pentru a face în așa fel încât lucrurile să curgă, practic să se deruleze așa cum s-au derulat în întreaga țară, fără niciun eveniment nedorit. Era vorba și de poliția locală, care asigură securitatea în interiorul instituției. Salut și pe domnul director al Muzeului Bucovinei din Suceava, pe care l-am reperat. Acum ne bucurăm că este alături de noi. Sunt alături de noi și colegii de la Muzeul din Vaslui. Deci, colegii noștri au fost informați în legătură cu ceea ce se va întâmpla la Bădrad. Iar pentru a nu vă mai lăsa să așteptați, asta am să vă invit acum să intrați în sală, iar domnul director va fi cel care o să facă primul ghidaj în cadrul acestei